Bună seara și bine v-a regăsit! Este o nouă seară de sâmbătă, o nouă ediție Arcultura, Cultura, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care ne ascultați. Sunt Dan Pârvu, de această dată l am alături de mine pe Bogdan Dumitrache, actor și director artistic al Teatrului Apollo 111 pentru stagiunea 2016-2017. Toate aceste precizări trebuie făcute din capul locului, pentru că vorbim despre un proiect, hai să-i spunem, cu uh, permisiunea ta, dragă Bogdan, mai altfel, un, uh, și un proiect care este nou și care ar trebui, dacă nu mă înșel, să intre într-adevăr în lucru, în noiembrie. Uh, cam așa parcă era anunțul. Da. Um, bună seara, în primul rând, tuturor. Bine ai venit. Um, Apollo 111 da, va fi lansat pe... 11 noiembrie cu o săptămână a porților deschise în care încercăm să popularizăm locul înainte de orice altceva astfel încât oamenii să găsească ușor drumul către noi și către uh, spectacolele noastre. Da, e vorba de Palatul Universul, da? <laughs> da, este vorba de Palatul Universul, corpul B, deci corpul din spatele celui de la Brezoianu, un corp superb cu acces direct din cișmigiu. Ah, frumos! Foarte frumos. Deci, o zonă uh, mai mult decât spectaculoasă pentru un spațiu artistic. Da, este o zonă care, din punctul meu de vedere, e unul din ingredientele importante care ne va susține și ne va face demersul mai ușor. Am înțeles. Haideți să luăm chiar cu începutul. Cum s-a născut acest proiect? Um, nu există un. Uh, un argument sau o întâmplare care a declanșat acest lucru sunt gânduri pe care și căutări vechi pe care le amestec de multă vreme în capul meu. Apoi toată această mișcare independentă tânără din România care a luat amploare, nu există, există sute de locații mici în care se joacă multe trupe, mulți actori. Freelancer care au intrat în această zonă au creat așteptări și au generat un public nou în cele din urmă. Un public tânăr și. Un ea. public unii mai tânăr, da, un public mai tânăr ca medie de vârstă, dar un public divers și un public care a început să ceară produs din ce în ce mai bun și mai puternic. Apoi. Sesizând această nevoie am început să intru în dialog cu cei care astăzi îmi sunt parteneri și să le povestesc un pic despre idee. Poate le spune și numele? Da, este vorba de Călin Nețăr cu care am colaborat și ca regizor, este vorba de Dragoș Vâlcu, un producător cu care de asemenea am colaborat și un prieten vechi, Cătălin Rusu, care este director de creație. Am înțeles. Din tot ceea ce spui tu, se pare că totuși întâi, dincolo de gândurile tale personale și bănuiesc care sunt în mare parte comune și celorlalți, să zicem, colegi de inițiativă, dincolo de toate lucrurile astea a fost și un, să spunem, și o zonă de sondare a terenului și ați făcut unele constatări efectiv pe piața și după cum spuneai, se pare că există o emulație în zona teatrală. Da. da. în cel puțin aici în București și nu numai, dacă ne gândim și la Sibiu sau în alte părți, da. lucrurile deja sunt așezate și, și așteptate, ceea ce nu poate, din punctul meu de vedere, decât se facă, să facă să-i bucure pe, pe iubitorii de teatru. Acum, acest proiect nu vreau să intru în amănuntele de gospodărie, dar știu că întotdeauna e nevoie de bani, mai ales la o inițiativă de, de genul ăsta. Uh, nu vreau, Doamne ferește, să pun o întrebare răutăcioasă, dar v-ați gândit și la un timp al supraviețuirii, așa, pe, al acestui proiect, pe, pe un termen de ani de zile, în termen de, nu știu, să zicem, mai lungi sau mai mici, mai scurți, mai medii, nici nu știu cum să le spun. Planificarea noastră actuală se întinde pe șase ani, adică cel puțin intenția. Nu da. avem o planificare mă chiar bucur făcută că... pe șase da, ani, da, da, da. dar asta este intenția, așa cu gândul ăsta în minte am construit Da, una. am pus întrebarea asta pentru că nu are rost să ne ferim de, de un asemenea gen de discuție. Mi se pare binevenită maniera ta de a răspunde, care a fost foarte directă, francă, fără niciun fel de reținere, pe piața liberă lucrurile fluctuează și interesul și la fel și posibilitățile de a susține un proiect care inițial poate să pară unul de viitor. Dar câțiva ani de zile buni, iată așa după cum ai spus, creează totuși o liniște în așteptările iubitorilor de teatru, cred. Cine sunt cei care v-au sprijinit în această inițiativă? Um, în afară de colegi. Da, bineînțeles. În afară de colegi, uh, avem doi sponsori. Uh, le pot spune numele. Da, este vorba de BRD, care a fost primul partener care a intrat. Întâmplarea a făcut că atunci când am dus să piciuiesc la ei, ei tocmai se gândeau la un astfel de proiect, să și un studiu de piață în această direcție și am picat așa Prima întâlnire a mea pentru în această campanie de finanțare a fost cu ei. Ei știau bine ce le spun și au înțeles că și eu știu despre ce vorbesc și lucrurile s-au legat pe loc. Asta e bine Ceea venit. ce a fost fantastic pentru că era pentru prima oară când eu începeam un proces de finanțare care nu e întotdeauna ușor sau plăcut, durează, trebuie să și înveți să piciuiești și să-ți vinzi Marfa. ideea și produsul exact. Și m-a ajutat foarte mult din punctul ăsta de vedere, pentru că mi-a dat încredere. Apoi, împreună cu colegii de birou și cu Johannes Becker. Iohannes este un amic care are o firmă de consultanță financiară și am aplicat la un, o linie de creditare nerambursabilă oferită de Ministerul Economiei și am reușit să câștigăm și acest proiect. Și în cele din urmă a venit și bat cu noi în echipă și a completat întreaga finanțare. Înțelegi, lucrurile astea totuși fac parte din, iată, munca tuturor celor care trebuie să genereze un proiect. În cazul tău, ești un actor, dar a trebuit să înveți și alte, să spunem, meserii colaterale pentru da. a, a putea ajunge acolo unde îți unde dorești. Revenind strict în actualitatea, să zicem, teatrală a propunerii tale. Faptul că vei fi director artistic al Teatrului Apollo 111 pentru o stagiune este un principiu de la care ați plecat? Adică un director o dată pe an și după aceea următorul? Este o idee care s-a format în timp. Nu am știut exact. Adică am încercat mai multe variante și pe măsură ce am descoperit fisuri în gândire sau lucruri care aparent erau foarte frumoase, dar erau puțin probabil să fie realizate integral așa cum erau gândite sau cerau un efort uh, pe care nu îl puteam acoperi în acel moment în timp ideea a suferit modificări și ajustări până s-a ajuns la această formulă ea pleacă în primul rând din faptul că pe mine nu mă interesează directoratul artistic, nu e miza mea principală în acest proiect, pe mine mă interesează organizarea creației, mă interesează managementul întregii, uh, întregii entități pe care am format-o, întregului organism care e format din mai multe entități mai mici. Um, și, și am decis să curez artistic primul an ca membru fondator. Dar după aceasta am retras cu plăcere pentru că cred că mai bune decât ideile mele sunt ideile celorlalți. Exact. Adică mai, mai multe, în orice caz, câte idei poți să ai, nu știu În plus față de asta, eu am un deficit de informații. M-am străinat de teatru în ultimii ani, am făcut doar film, de aceea am și ales această temă pentru curat, pentru că, ca să rămân într-o zonă de expertiză în care mă simt cât de cât pregătiți și confortabil. Altfel, intram într-un teritoriu cu care mi-am pierdut contactul în urmă cu câțiva ani și am lipsuri de informație. Cu atât mai mult mi se pare interesantă această inițiativă a ta și a faptului că ți-ai asumat-o. Spune, deja la ora actuală putem vorbi de artiști în România dedicați filmului și dedicați teatrului sau în general fiecare pentru supraviețuire, sau de ce să limităm uh, lucrurile? Poate din uh, puterea de a face ambele lucruri, sau sar dintr-o barcă în alta, sau uh, nu știu. Cum stau lucrurile, de fapt, între teatru și film, pentru un actor? Știu cum stau pentru mine. <laughs> dacă se Simți, poate spune. Nu știu care sunt uh, alegerile colegilor mei, sau dacă. Um, cunosc câțiva oameni care au ales să facă film la fel cum am ales și eu um, dar nu le cunosc motivația nici măcar pe-a mea nu o mai cunosc între timp pentru că am decis să mă reîntorc și eu la teatru am să lucrez în ianuarie cu Cristi Popescu la Arcub um, Până acum um, am ales filmul pentru pentru eficiența lui în versus teatru. Lucrurile sunt mult mai punctuale, așa vreau să fac lucrurile și aici în teatru, în Apollo 111. Uh, contracte punctuale pe o perioadă foarte bine delimitată în timp de 12 săptămâni, după care fiecare ne vedem de proiecte mai departe. Uh, nu mai am răbdarea de a repeta același lucru câțiva ani la rând, suprapunându-l cu alte produse culturale la care încep să lucrez Vrei să-l începi și să-l termini. Exact. Vreau să ai un timp de început, un timp de final, să ne strângem mâinile și să mut atenția pe cu totul altceva. Rămânând agățat așa tot timpul în câte ceva, am senzația că nu pot focusa. Iar eu performez atunci când focusez pe un singur subiect. Înțeleg. Deci, până la urmă, e vorba de o opțiune strict personală în ceea ce spui tu. Dar încercând, hai să spun, să te fac să spui mai multe. Există totuși în ceea ce privește jocul actoricesc vis-a-vis -vis de scenă și vis-a-vis -vis de film, două meserii diferite pe care trebuie să le înveți sau există un trunc comun așa cum bănuiesc că ar trebui să fie. Evident. Da, și după un aceea niște specializări. Uh, și dacă există aceste specializări, spunem, există drum de întoarcere sau mergi după aceea pe drumul respectiv? O să aflu în ianuarie. <laughs> <laughs> am înțeles. Nu știu, am nu știu. am mai jucat teatru de ani buni, buni, 8, 9, 10 ani. Am, am avut o încercare în această perioadă care a fost nereușită. Da. Um ca să revin asta un pic spui la... Tu. A, nu, asta a spus toată lumea, spectacolul s-a jucat o singură dată și ne-am dus acasă. <laughs> totuși n-a fost prea eficient o singură dată și după aia. <laughs> un pic prea eficient e drept. Totuși, totuși. Poate orice om sau așa, la vorba prin târg, are dreptul la a doua șansă. Trebuia să vă dați și voi a doua șansă. Da. Uh, dar, până la urmă, în ce constă diferența? Pentru că am văzut fanatici de ambele părți, și în ceea ce privește pe fani, adică uh -huh. cei care consumă pur și simplu în, în neștire produsul respectiv, ori teatru, ori film, și am văzut războaie declarate. E adevărat, am văzut și puncte, punții de întâlnire, fără niciun fel de problemă, dar despre ce e vorba? Mai ales că și tu propui o temă de întâlnire, film. În teatru sau cum să spun, teatru, împrumutat din film, nu știu exact. Cum Aici trebuie sunt să deschis la propunerile creatorilor cu care colaborez, pe mine mă interesează interdisciplinaritatea din același motiv, pentru că și eu încă mai pun întrebări despre asta. Cred limpede că avem același trunchi și că sunt mijloace de expresie care pot diferi. Adică în teatru, dacă tu vrei să faci cu ochiul să te vadă și din rândul 10, trebuie să exagerezi puțin. Altfel, dacă îl faci minimal, cum l-ai face la cinema, unde ecranul ți amplifică orice de și zeci de ori, porul de pe, uh, de pe nu vedea. și mai departe. Dar nu cred că lucrurile sunt nici atât de simple, adică ar fi prea simplu să fie doar o diferență de uh, doar un dozaj al mijloacelor de expresie cred că se intră puțin și în construcția personajului și în tipul de a construi, pentru că teatru presupune o repetitivitate care la un moment dat începe să aducă elemente în construcție și să le fixezi, să le... În timp ce la cine mai un pic diferit, construcția se face mai mult mental, mai mult de acasă, nu atât prin repetiții, o lună de zile. Uneori la film repetăm o săptămână înainte de filmare și după aia, de fapt, Primele duble sunt folosite ca repetiții. Ăsta e avantajul mediului digital: că nu te mai costă așa de mult să filmezi. Și atunci poți să și filmezi tot ceea ce repeți, și după aia să urmărești pe monitoare ca să poți să te corectezi și să dozezi corespunzător. Um... Poți să faci performanță actoricească mai mare, din punctul de, de vedere, în film, datorită acestor facilități tehnologice? Uh, cred că poți. Mi-e un pic greu să vă răspund pentru că aș putea fi foarte ușor contrazis de un actor care face performanță în teatru. Eu nu am mai făcut teatru, deci nu prea mai știu cum e să faci performanță în teatru. Tin să cred că ecranul și această amplificare a tot ceea ce faci îți dă posibilitatea unei nuanțări mult mai. unei palete de nuanțe mai largă și mai subtilă. Înțeleg. Și mai dă și timp să răsufli, probabil, între repetițiile da. respective. Și uh, spunem, uh, există un timp de reflexie diferit față de cel uh, din uh, actul teatral bănuiesc, acolo curgerea aia este continuă și există această sabie deasupra capului permanentă că trebuie să duci spectacolul până la capăt, sub orice formă, în timp ce în film totuși se lucrează uh, cu un timp, să zicem, care, pe care îl ai la discreție. Poți să tragi de câte ori se cade de comun acord de scena respectivă, cât mă gândesc cât te suportă colegii și așa mai departe, până poți ajunge la ceea ce îți dorești sau cel puțin așa își imaginează un om din afară care ar trebui să decurgă lucrurile, mai mult sau mai puțin. Și da și nu. Sigur, Există avantajul de a putea repeta, de ori ori vrei să fixezi până când consider că ai găsit dubla potrivită, dar există și alte... există și dezavantaje, de la nivel tehnic până la nivel creativ, um, care fac foarte dificilă filmarea unui cadru de 14 minute, de exemplu, să zicem, un cadru secvență atât de întins, cu șapte personaje care intră în scen în. În secvență, și care trebuie să se sincronizeze toate, și atunci, în 14 minute, dacă unul dintre ei greșește la un moment dat, pe la minutul 8, se reia. Ok, reiei, reiei, dar cât reiei? Pentru că, până la urmă, filmul aduce o presiune mai mare financiară asupra creatorului. O zi de filmare este extrem de scumpă. Acolo, dacă nu ți a ieșit dubla, dacă nu ai reușit să tragi cadrul într-o zi, o să te coste mult. Și atunci presiunea care se creează ca tu să finalizezi în acea zi ceea ce ți-ai propus este mai mare. Înțeleg. Cum o dai, cum o potrivești, tot e greu. Înțeleg. Da, acum uite, în discuția cu tine și eu îmi dădeam seama că de fapt vorbim despre niște nuanțe tehnice, că până la urmă fiecare dintre cele două are tipurile ei de dificultate, deci sunt diferite, dar totuși nu, din, nu în ce privește actorul în continuare, tind să cred că rămânem la aceeași rădăcină, de unde pleacă. Adică, e vorba de cum știi tu să-ți construiești un personaj, cum știi să asculti, să interacționezi cu celelalte personaje. Astea sunt lucruri de bază în actorie care nu mai țin de film sau de teatru, teatru ci da. de relația. Deci, sunt dincolo de mediul care da, se exprimă meseria ta. Da. Catar. da. <coughs> Înțeleg. Acum aș vrea să întreb totuși, am lăsat așa, apropo de acel minut 8 de care spuneai pe la jumătatea discuției noastre, numele acestui, acestui proiect, Apollo 111. De ce Apollo 111? Fără un raționament de marketing sau de... A existat un cumul de factori. Suntem în clădirea osu... A, în clădirea Universului. Apollo 11 a fost uh, misiunea lunară care așa a dus personalul întreg acasă. Da, la Apollo 11. <laughs> adică și eu -am sper să nu ne oprim în primul gard. <laughs> <laughs> da, după o singură reprezentație. Uh, da, pasiunea mea pentru astronomie, înainte să fiu actor, am urmat cursuri de astronomie. Apollo, zeul grec al poeziei și al muzicii și din tot acest cumul a ieșit acest Apollo 111. Da, acest uh, nume... Foarte incitant până la urmă. Cred că ar trebui să lanseze ceva pe orbita teatrală. Acest proiect, proiect al vostru, am văzut acolo că se spunea că ar trebui să fie o oportunitate pentru teatrul independent. Știu că și aici există un război între teatrul independent și celelalte forme instituționalizate. Dar spunem până la urmă în ce constă prospețimea teatrului independent și în ce constă, să spunem, punctul uh, forte al propunerilor acestui gen de teatru? În primul rând în oameni. Sunt oamenii cei care aduc alte idei, cei care le realizează altfel. Uh, deci cred că de aici vine, ăsta e principalul argument al prospețimii. În ceea ce privește subiectele sunt uh, Um, sunt convins că există subiecte contemporane sau sociale sau social-contemporane sau de orice natură care se fac și în teatru de stat. Um, bun. Deci, unul dintre argumente sunt, este că sunt oamenii, și al doilea argument cred că vine dintr-o forțare a creativității. Lipsa resurselor și a mijloacelor materiale împing. Autorii către soluții noi, să spunem. Exact, către inedite. alte soluții, da. Și de aici cred că se poate naște ceva special. În același timp, se pot pune și piedici, dar. Totul că... e un joc, nu? În care da. joci. Da, și omul trebuie să treacă peste toate lucrurile astea. Dar spunem, apropo de aceste soluții inedite, propunerea voastră. În, în ce spațiu se va desfășura? Există o scenă? Există locuri? Există scaune? Există ceva tradițional? Sau trebuie să se aștepte cineva la orice tip de surpriză din partea voastră? Nu. <laughs> nu e cu surprize aici. Am, am închiriat un spațiu, un, o hală, un open space de 850 de metri pătrați, în alt de 5, ceea ce îmi permite gradene, îmi permite stângi de proiectoare la înălțime pe care le pot masca și acest spațiu de 850 de metri l-am împărțit în trei, practic. O jumătate, o cutie italiană clasică, este teatru și el este clasic, cum spunea. Adică foyer, sală, scenă, cabine actori în spate. Lumea poate să stea liniștită, deci până aici. Da, sală cu gradene, cu fotolii ca la teatru. Da, iar cealaltă jumătate este împărțită în două, o zonă de birouri și o zonă de bufet. Am înțeles partea administrativă și partea de recreație, cum exact. fost, sau socializare. <hypothesize> deci totul a fost gândit. Totul a fost premeditat. Dar într-un spațiu de 850 de metri, pătrați, totuși, poți, poți face multe. Destul de multe. Da, da. E, e, inclusiv o propunere, așa după cum spunea de cutie italiană, de tip clasic, unde lumea se liniștească. Bun, am vorbit de nume, am vorbit de... În numele teatrului, bineînțeles, am vorbit de maniera în care lucrurile se vor desfășura. Acum, dacă tot ai pomenit de faptul că oamenii sunt cei care, în primul rând, fac forța acestei propunerii independente, cine sunt cei cu care vei colabora în această stagiune? Încă nu cunosc întreg line-up-ul de artiști. Deocamdată colaborăm cu Radu Jude, colaborăm cu Iuliana Vâlsan pentru două spectacole și pentru cel din stagiunea de seară și pentru cel din stagiunea de copii. Colaborăm cu Iris Spiridon și cu Alex Maftei și deocamdată cam ăsta este line pe care îl știm. Avem acordul lui Cristi Puiu să dramatizăm Sierra Nevada, dar nu avem încă regizor pentru spectacol. Și acum, noi jucăm pe un format în străinătate se numește RAN. Adică ai șase săptămâni de joc la scenă în care spectacolul se programează oricât de des există cerere. Interesant. Și șase săptămâni de repetiție înainte. Asta e pachetul 12 săptămâni. În cazul în care are succes, sigur, spectacolul mai este repro -da reprogramat odată pentru 3 săptămâni și apoi pleacă în turneu. Și cam asta ar fi un traseu unei producții. De la ce plecasem? Cam uitat. Oamenii <laughs> cu care vei colabora. Um, da. Astfel, într-o stagiune, producem 5 spectacole. Păstrând încă două sloturi pentru aceste reprogramări, în caz de succes. Totuși, stagiunea pe care o curez eu nu e o stagiune normală, care nu a început de la de când a început toamna și ar fi putut să înceapă o stagiune teatrală. Șantierul s-a lungit mult uh, și ne-a împins cu lansarea spre luna decembrie, nu mi-e clar încă câte spectacole să apuc să produc eu anul ăsta. Dar lucrurile vor merge. Dar lucrurile vor merge. Trebuie simt. să le facem <laughs> să meargă, înțeleg. Uh, ok, uh, acum dacă tot am vorbit uh, despre Sierra Nevada, uh, este propunerea noastră pentru Oscar. E un film, bineînțeles, care poartă semnătura lui Cristi Puiu. Spunem, cum o să fie pentru tine acest gen de proiect, mai ales că ești unul din protagoniștii filmului, cum e să vezi acest film, deja acest frame acest obiect încheiat așa după cum îți dorești din punct de vedere actoricesc cum îl vezi pus în discuție iarăși desfăcut demontat să spunem poate într-o anumită măsură privind într-o perspectivă luminoasă desacralizat și repus pe o scenă nu-l văd asta nu e treaba mea foarte, foarte direct și scurt și sec nu-l vezi A. dar totuși alții îl vor vedea da, din punctul meu de vedere, pe mine mă interesează să obțin un produs cultural diferit. Cred că textul. Diferit, pe față, care... de film. diferit față de film. Un produs cultural independent care nu este o copie a filmului sau o imita... o, nu are nicio legătură cu el. Nici n-ar avea vreo miză. Treabă. Adică, cred că Cristi a scris un text care funcționează și în afara felului lui de a. -l... Regiza și al monta, și aici aștept un uh, autor, un uh, creator care să-mi vină să-mi dea cheia de citire prin care el traduce acest text într-o operă personală. A fost propunerea ta uh, de a se teatraliza acest da, scenariu? E o idee. Cum a primit am... el? Uh, destul de bine. <laughs> da, 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 cred că până la urmă. N-a fost uimit? Uh, S-a întrebat, da, chiar vrei să faci asta? Am dar cred că până la urmă nu e un compliment și pentru el. Da, asta este adevărat. Adică e o formă deja de recunoaștere a valorii propunerii scriptice, cel puțin. Exact. Rămâne să vedem exact. ce va ieși. Sincer să fiu, sunt foarte curios. Și eu. <laughs> cred că toată lumea e curioasă și cred că un asemenea tip de inițiativă va... Atrage și un număr mai mare de oameni interesați în a vedea și propunerea inițială, cea filmică. Pe, da. Pentru că se întâmplă destul de rar da. uh, așa ceva, adică de obicei lucrurile stau invers. Uh, dacă există un uh, roman sau o piesă de teatru, de obicei se filmează, dar nu prea e la îndemână să se pornească invers, de la film către teatru. Eu cel puțin nu, nu, nu am acum în minte. Este uh, spectacol similar. pe care îl facem, mm -hmm. nu? Ali. Da, <laughs> da. Este, este adevărat. Poți să spui câteva lucruri despre el? Da, sigur. Uh, uh, Ali este un text, un uh, scenariu de film scris de Fassbinder prin anii 1960, care, culmea, este extrem de actual în acest moment. Piesa începe cu Ali care spune de când cu atentatele de la München și Paris, care tocmai s-au întâmplat, arab nu om în Germania, arab animal. Apoi. Lucrurile dincolo astea de, există. Dincolo, da, dincolo de acest aspect este o poveste despre prejudecată, este o poveste despre frica. Frică, frica care ne creează prejudecățile și ne condiționează să trăim și să alegem în funcție de ea. Este un spectacol despre dragoste, sigur, o dragoste interzisă între o femeie cu 20 de ani mai în vârstă decât partenerul ei, interzisă din punctul de vedere al societății. Uh, mi se pare o, o poveste plină de ploturi și de... Și înțeleg din de care, taburi. Da, din care se poate scoate uh, carne de tun. <laughs> până, până la urmă, pe Fassbinder nu pot să-l mai întreb ce, are, ce părere ar avea despre, despre montarea voastră, cred că, dar cred că ar fi măgulit oricum. Uh, el e uh, un, un caz, indiferent de unde ai încerca să-l privești, și filmele lui la fel, numai puțin. Dar să știi că filmul a mai fost a, el, a adaptat scenariul pentru teatru în Germania, da? El personal. Da. da. El poate multe, pentru că la mine cel puțin pentru mine e fați binari întotdeauna la timpul prezent, oricând la orice oră uh -huh. n am niciun fel de problemă în, în al consuma. Acum, dacă tot am vorbit și despre teatru și despre film, aș insista totuși puțin în, în această direcție. Nu vreau să mai pun ecuația în termenii teatru versus film, ci să zicem teatru și film. Din punctul de, de vedere, unde se află teatrul în acest moment, în atenția consumatorului, să zicem, de obiect artistic? la modul general. Oamenii știu că au ajuns să zapeze, aproape că nici nu mai văd filme întregi. Văd secvențe din filme și așteaptă să fie reluat și văd altă secvență. Deja se creează noi fenomene de percepție în parcurgerea subiectelor și a obiectelor în același timp. Lumea nu-și mai face probleme că pierde o, o anumită secvență pentru că știe că poate să revină asupra ei. Până la urmă, ce fel de mize îți mai propune astăzi filmul și ce fel de mize îți mai propune uh, teatrul? De ce mergem la film? Alții se plâng că săilele sunt goale uh, la film, că se fac uh, se face numai un anumit gen de film care umple săile, alții spun că teatru uh, ar fi cumva... Pff, un tip de manifestare care și-a trăit cumva traiul, alții spun că, domne, nu există contactul direct cu actorul și așa mai departe. O grămadă așa de teze care se bat cap în cap da. și se exclude reciproc. Din punctul de, de vedere, cum stă treaba? Cred Acum, că... dacă te-am prins cu o propunere teatrală și în același uh -huh. timp actor dedicat <laughs> filmului, trebuie să spui tot. Cred că teatrul are și va avea întotdeauna mare la avantaj de a urmări live actul artistic. Se întâmplă acolo, în fața ta, emoția circulă nemijlocit dinspre actor către tine și te lovește direct în plex. E un voiorism cumva. Da. Și un exhibiționist din partea actorilor. E ceva reciproc în toate treaba. Da, astea. deci cred că asta este marele avantaj care nu poate fi niciodată, nu o să fie în trecut al teatrului. Acum n-aș intra în discuția cu de ce nu merge lumea la film ca să aceleași filme. E o discuție întreagă, e un cumul de factori care face ca numărul de spectatori să scadă în mod continuu. Nu avem cine, nu, n-are -are rost. Da, <laughs> n-are rost că um... ne tristăm. Pentru mine, asta este cel mai interesant uh, lucru, actul artistic care se petrece în fața ta. Și cred că este marele avantaj al teatrului. Spunem, ce îi mai face pe oameni să fie interesați de, de, până la urmă, această meserie nobilă? Altfel nu pot, uh, pot să-i spun. Uh, personajul ca atare, carisma lui, uh, povestea nu știu, felul în care este vândut obiectul toate la un loc pentru ce ne uităm la un film? Mă uit pentru starul care îl populează să spunem, mă uit pentru premiile pe care le-a încasat să zicem, mă uit pentru faptul că îmi propune ceva care mă interesează, sunt tot, tot felul de, de lucruri care fac jocul în toate aceste alegeri, am văzut că mai nou serialele sunt pe primul loc, mai nou, asta înseamnă deja câțiva ani de zile de bun, dar deja lumea discută numai despre seriale, seriale, uite aici te-aș întreba ce propune un serial față de un film de două sau trei ore sau o oră jumate sau față de o piesă de teatru. O fugă mai prelungită. Un maraton. <laughs> Un maraton. <laughs> și o fanatizare, de, așa, în bisericuța respectivă. Sunt oameni nebuniți, am văzut, care văd, revăd și își rescriu pentru nu știu ce fel de mici vejnici episoade întregi. Uh -huh. S-au atașat de anumite momente, nu pot să iasă de acolo. Și dincolo de această fugă mai lungă? Cred că. Până la urmă, decizia unor oameni de a vedea un produs sau alt produs vine din. din nou, nu e dintr-un singur. Poate se le interesează un subiect sau poate campanie de marketing sau poate sunt toate la un loc care l-au determinat să aleagă ceva. Dar cred că, până la urmă, în ce privește și teatru și filmul, experiența directă cu acel om care sau cu acel. Subiect are rolul de a te îmbogăți. Este prin film sau prin teatru ajunge atât de aproape de acea poveste, de acel personaj, de experiența lui umană, încât ea nu mai este doar observațională, devine palpabilă și, cumva și atunci partea devine a tale. experiență personală și prin asta te îmbogățește. Și cred că după o astfel de experiență, indiferent că ești conștient sau nu că te-ai îmbogățit, simți. Și te vei acolo. Și probabil sau nu, în mod cert ceva se modifică în tine, sub o formă sau alta. Să sperăm că e așa cum spui tu, te îmbogățește, nu te urățește, nu te ciuntește sau cine știe ce anume, ce anume îți mai face, dar este într-adevăr o experiență la care nu ai putea fi parte în absența acestei mijlociri, ori fie teatrală sau filmică. Bun, dar să aș pune totuși o întrebare. Tot, tot insist, trebuie, meseria mea să fiu enervant, nu? Îți spunem în calitatea de consumator. Când consum teatru sau când consum film, ce anume consumi? Um, povești, povești, oameni, depinde de. depinde de la ce mă uit. Uneori sunt filme la care mă uit pentru actor acum depinde și de tipul filmului. Sunt filme portret, nu? În care mergi cu un personaj de la cap la coadă și acolo pur și simplu mă interesează să-i văd evoluția, să-i văd transformarea, să văd cum un om pleacă de acasă vesel și sănătos azi dimineață și ajunge seara la... la domnul Lăzărescu. <laughs> da. Alte ori pur și simplu mă fascinează subiectul. De exemplu, uneori rămân și mă uit fascinat la Game of Thrones, să-i zice da. Da. Da, nu e o întreagă producție acolo, o întreagă desfășurare de forțe care unor rămân uimit, domne, sunt cadre atât de greu de realizat, cu mii de oameni, cu mașinării, cu instalații, cu unor rămân fascinați și urmăresc tot procesul ăla de producție care este gigantic, e... Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. <laughs> <laughs> nu nici toate filmele la un loc, cred? Da. nu știu. <laughs> Girafa nu există, chiar dacă te afli în fața ei, nu? <laughs> Ca omul ăla. Da, depinde, depinde. Spunem, dacă de ți-ai dori să fii parte a unui asemenea gen de, să zicem, ansamblu. Să -ai, ai parte de, de o asemenea experiență. Vorbesc, bineînțeles, din punct de vedere al meseriașului. Nu știu. Um... Că nu mi-ar face plăcere, da. sigur. Este o producție importantă, ar trebui să fiu nebun să zic că nu mi-ar plăcea să joc în Game of Thrones. Sunt personaje și personaje. Cred că sunt personaje. La unele personaje nu știu dacă mă pricep să le fac. La unele tipuri de cinema, tipurile de cinema foarte fragmentat, cu cadre scurte și foarte dinamice, nu am niciun fel de experiență în direcția asta. Și, din nou, și aici e diferit, cum e între teatru și film. Adică e un alt tip de a te concentra, un alt tip de a doza și de a uh, urmări continuitatea emoțională, un alt tip de efort. Una e să te concentrezi și să ți 14 minute fără greșeală, să repeți exact aceleași gesturi, să știi toate replicile, să nu te încurci niciodată că dacă te -ai încurcat, ai stricat tot ansamblu. Și alta e să poți să dozezi pe cadre scurte. Salut! Și după aia ea zice nu știu ce și se întoarce la tine și tu trebuie să fii, să lași emoția la un anumit nivel, să-l preiei tot de acolo, că dacă nu, se numește uh, racord, racord de stare. Intri vesel în secvență și dintr-o dată e, nu mai ești vesel și nimeni nu înțelege de ce. Uh, e un alt tip de a doza și nu știu dacă neavând această, acest tip de experiență nu știu dacă m-aș pricepe totuși că se învață pe vremuri era cu calificarea la locul de muncă da, <laughs> da. așa mă dacă am gândesc dacă m-am descurcat până acum da. -aș, aș face un efort <laughs> și în direcția asta, hai că vici la Game of Thrones o, ok o ultimă întrebare ai niște așteptări ale tale personale vis-a-vis -vis de Apollo 111? da putem să le aflăm și noi? Um... cred că am noroc. Cred că sunt un norocos. În general, cred asta. Parcă m au urmărit așa toată viața. Mă rog. <laughs> adică, da. Hai că de să. <laughs> um, cred că am nimerit într-un context foarte favorabil în care dincolo de miza mea artistică în București era nevoie de o locație nouă um, o locație ceva mai performantă din punct de vedere tehnic decât un mic bar care te condiționează destul de dramatic um, și atunci așteptările mele sunt mi-aș dori ca Apollo să fie un, un loc de tranzit pentru întreaga comunitate și atunci când reușești să adun toți creatorii sub un acoperiș nu se poate să nu vină idei către tine. Am înțeles. Este o așteptare absolut uh, magnifică, aș putea spune. Dacă îți propui așa ceva și ai o asemenea, uh, să spunem, un asemenea orizont de așteptare, înseamnă că uh, toți cei care ne-au ascultat vor fi mai mult uh, decât curioși. Eu cel puțin uh, sunt uh, Primul acolo. Voi, voi veni uh, cu siguranță. Bogdan Dumitrache, îți mulțumesc pentru această participare. Uh, mulțumesc în numele tuturor celor care vor veni uh, la teatru la voi, la Apollo 111. Încă o dată, tuturor celor care ați avut răbdarea să ne ascultați. Vă mulțumesc și vouă. Uh, mergeți la teatru, mergeți la Apollo 111. Uh, Bogdan Dumitrache, vă așteaptă. Rămâneți pe RFI.